Salutare și bine v-am găsit. În acest episod nu mai fac hate, nu mai vreau să vorbesc despre casa lui Ilie. În acest episod o să vorbim doar strict despre ultimul video al lui și explicația mea pentru videoclipul lui și reacția mea pentru videoclipul lui, ceva genul. Deci acum o să vorbim doar despre ultimul lui videoclip. Nu mai fac hate, m-am oprit să fac asta pentru că m-am săturat de mesaje negative, Deci pur și simplu facem un video în care vorbim și o să vă arăt niște detalii care au fost tăiate din acel videoclip și care eu le-am explicat și care eu presupun, după părerea mea, că eu am dreptate. Hai să vedem ce are el de zis, cum a început totul și după aia o să vă explic ce am eu de zis. Mai este un tip care a făcut deja, nu știu, vreo 8 clipuri despre mine, 8-9 clipuri și el are asta de spus. La videoclipuri am prins foarte multe vizualizări, însă lumea care tot mă acuză pe faptul că mi-am crescut canalul pe spinarea lui și că am făcut vizualizări pe spinarea lui și că fac subscriber pe spinarea lui. Asta a fost ce a pus el în video. Acum hai să vedem versiunea întreaga a videoclipului filmat de mine. Videoclipul este pe YouTube, însă l-am pus pe privat, așa va rămâne pe privat, dar l-am downloadat și vă arăt întreaga frază, nu doar ce a tăiat el și a zis că fac vizualizări. Nu am nimic cu el pentru că chiar într-adevăr am făcut vizualizări și repet lucrul ăsta și am mai zis în 2-3 videoclipuri că am făcut vizualizări pe baza numelui lui, pe această temă și e ceva normal și zic și în acel videoclip din trecut, nu este un videoclip care l-am pregătit acum, deja am zis chestia asta, orică eram eu, orică erai tu care te uiți și care faci YouTube și făceai acele videoclipuri, la oricine îi creștea canalul. Logic vorbind, este ceva normal, nu? Deci e ceva normal. Cum ziceam acolo, o să vedeți imediat, nu am făcut asta cu intenția de a-mi crește canalul. Am făcut asta pentru că așa am simțit eu. A fost ceva ce am vrut să-mi exprim. Mi-am exprimat părerile mele. Hai să vedem întreaga variantă. Salutare și bine v-am găsit din nou. Înainte de toate vreau să știți că am 8 videoclipuri, pentru că toate aceste videoclipuri sunt cu scopul de a deschide ochii la lume. Cu scopul de a-mi exprima și părerea mea. Recunosc, mi-a crescut canalul foarte mult, la videoclipuri am prins foarte multe vizualizări, însă lumea care tot mă acuză pe faptul că mi-am crescut canalul pe spinarea lui și că am făcut vizualizări pe spinarea lui și că fac subscriber. Deci faza asta la el în videoclipul ăla nu mai apare, apare decât ce vă arăt eu acum. Pe spinarea lui și că fac asta pentru bani, că am câștigat bani și că nu știu ce, am câștigat fix un cur pentru că eu am demonetizat videoclipurile. Am demonetizat videoclipurile. Țineți minte că a pus un Insta Story în care arată că nu am demonetizat videoclipurile. Dar, adică nu știu dacă vă aduceți aminte că am zis într-un videoclip că primele 2 zile au fost monetizate. Ceea ce o să vă și demonstrez că am zis în acest videoclip că au fost monetizate primele 2 zile. De ce? Pentru că nu mă așteptam să crească atât de mult canalul. Hai să vedem mai departe. Deci eu pe videoclipurile alea nu primesc niciun ban, pentru că nu vreau să-mi sară lumea în cap și să zică că face asta pentru bani, exact cum a făcut. Nu, trebuie frate bani. Și că s-a abonat lumea, nu pot să le zic să plece. Asta e fraza întreagă. Nu-i fac hate la om, asta e, am terminat cu el, dar eu îmi iau puțin apărarea mie, pentru că n-am chef să-mi sară mie lumea în cap, că sunt eu fals și chestii de genul ăsta. Cine crede, crede, cine nu, e părerea lui și e decizia lui și face ce vrea. Bun, după cum spuneam, am demonetizat videoclipurile de-abia după 2 zile. De ce? Pentru că prima zi am urcat un videoclip și nu mi-am dat seama că va urca. L-am urcat, m-am pus, m-am jucat și nu am dat importanță de YouTube. A doua zi am văzut că a urcat videoclipuri, dar nu a ajuns destul de sus. Am mai făcut încă un videoclip și l-am urcat și pe ăla și iarăși nu am dat importanță la YouTube. Și după aia a explodat canalul meu de YouTube. Acele două videoclipuri au prins foarte, foarte, foarte bine. Deja la al treilea videoclip eu am demonetizat opțiunea de a primi bani de pe videoclipuri. Asta nu vă zic acum ca să-mi iau apărarea. Asta o să vedeți voi în acest videoclip. Pentru că eu deja am zis în trecut, videoclipurile sunt și sunt pe privat. Și ăsta e deja filmat, o să vă arăt imediat. Nu fac asta pentru bani, nu monetizez nici videoclipul ăsta, nici celelalte videoclipuri nu le monetizez. Deci eu am zis chestia asta, cu toate că el a pus pe Insta Story că am clipuri monetizate. Da, au fost monetizate și am recunoscut asta într-un videoclip anterior. Să vedem mai departe. La început au fost monetizate, mă înțelegeți? Deci la început au fost monetizate.
deranjeți. Pentru că pur și simplu nu mi-am dat seama că o să intre atât de multă lume și nu mi-am dat seama că o să fie atât de mare tamtamul ăsta. Dar după aia când am văzut că deja totul se ridică sus, am de bifat să nu mi se monetizeze videoclipurile ca să nu apară oamenii care au apărut deja și zic, bă, îmi faci asta pentru bani, ești un fomist. Eu cred că e o explicație destul de concretă, după părerea mea și logic vorbind, ținând cont că videoclipul ăsta este filmat înainte să vorbesc eu. Deci l-am postat, dar este deja pe privat. Hai să vedem mai departe. Ești nu știu ce. Nu, frate, nu fac chestia asta pentru bani, nici că m-aș îmbogăți. Ce vedeți voi acolo, și 170.000 de vizualizări, fix pix. Și puteți vedeți aici imagine. Și acum trecem la altă fază, în care din nou nu-l critic și dau dreptate și... Însă, nu este exact cum zice el. De ce? Hai să vedem. Și puteți vedeți aici imaginile. Înainte el, ca să facă clipuri despre mine, sunt și clipuri unde el are 3 vizualizări pe canalul lui. 3. 3 înseamnă 3. Nu înseamnă 30, 40, 90, 50. Deci 3 nu înseamnă 50. Înțelegeți? Deci 3 nu înseamnă 50. Și da, înainte eram foarte mic. Aveam 7000 de subscriber, 7200, 7300 de subscriber. Pentru că eu nu-mi dădeam niciun interes pentru canalul de YouTube. Și nici acum că mi-aș da un interes, wow, am făcut 20.000 de subscriber, hai gata să rup topurile. Nu, frate, YouTube nu e o sursă de venit pentru mine și YouTube nu este un interes pentru mine. Însă dacă am ocazia să cresc și să fac ceva frumos și lumea să fie, nu știu, să fie... mulțumită de ceea ce fac, cu cel mai mare drag îl fac, pentru că nu sunt un fals și aș fi tâmpit să mint și să, nu știu, să vorbesc aberații de genul ăsta. Deci, pur și simplu, dacă am ocazia, profit de acea ocazie, pentru că fiecare ați face la fel. Deci, nu e nimeni să zică că n-ar profita. Însă, repet, YouTube nu este o prioritate pentru mine. Hai să mai ascultăm o dată. Puteți vedeți aici imaginile. Înainte el... Deci nu sunt 3 vizualizări, eu nu, sunt 38, 34, 41, 52, 50, 30 de vizualizări acum o săptămână. Da, e ceva normal și logic vorbind, oricine era și era în situația mea și avea un canal, nu cu 30, cu 300 de vizualizări, nu cu 300, cu 3000 de vizualizări. Dacă făcea videoclipuri despre tema care am făcut-o eu și creșteau acele videoclipuri și prindeau foarte bine și canalul lui creștea, automat și lui îi creșteau videoclipurile și lui făcea, următoarele videoclipuri erau mult mai mari față de ce e acum, nu? Logic vorbind. Ca să facă clipuri despre mine, sunt și clipuri unde el are 3 vizualizări pe canalul. Bă, asta e, o lăsăm deoparte pentru că nu mai am absolut nimic cu el. Dacă am ocazia să fac videoclipuri, o să fac videoclipuri despre anumite chestii, însă nu mai fac videoclipuri să intru așa în subiecte și să mă dau eu să, nu știu, nu mai fac subiecte în așa fel încât să intru în amănunte. Ajunge, fac genul ăsta de videoclipuri. Lui. Și aici puteți vedea cum a crescut vizualizările. Au crescut vizualizările, normal, mi se pare corect și repet, oricine era îi creșteau. Oricine era în locul meu și chiar dacă nu eram eu, era altul, asta toată lumea e sigură de așa ceva. Oricine creștea și ceva logic. Aici nu e furt, nu e prosteală, nu e nimic. Deci pur și simplu e ceva logic. Oricine era, îi creștea, corect? Realizările lui. După ce a făcut, da, așa. Am făcut într-adevăr, dar hai să vedem și aici ce mai am de zis. Nici nu mă așteptam să-mi crească canalul atât de mult și la urma urmei dacă, nu știu, dacă eram eu sau era altul, aceleași genuri de comentarii primea oricine. Orică eram eu, orică erai tu, unul care ești YouTuber și făceai aceste videoclipuri de hate și ție îți creștea canalul cum mi-a crescut mie și la tine pe canal venea lumea exact cum vine la mine și îmi face hate. Oricine era, toți primeau hate, oricine era să facă la fel primea comentarii de genul ăsta că ți-ai crescut canalul și că îți crești canalul și că faci și că nu știu ce. Din nou, vorbim de logică. Dacă stăm să ne gândim logic, ce am zis într-un videoclip anterior, nu ce am zis acum ca să-mi susțin, ca să-mi mențin poziția undeva și să mă fac drept sau să, nu știu, să zic că nu sunt mincinos sau chestii de genul ăsta. Deci am zis în trecut, era logic, frate, și e logic și orice om normal care judecă, se gândește la ceea ce am zis, își poate da seama că am dreptate. Practic tot ce a spus el în clipurile lui legat de mine sunt niște aberații inventate și absurde. În alte cuvinte, tipul doar... Nu-l contrazic. Eu, unul, nu am nicio dovadă concretă 100% că și-a dat foc la casă.
Pentru că aici fiecare a înțeles cum a vrut. Eu am zis niște presupuneri. Am zis, pur și simplu, din punctul meu de vedere, așa pare. Înțelegeți? Deci hai să discutăm și tema asta, pentru că foarte, foarte, foarte mulți au zis, a, păi da, ai zis că și-a dat foc la casă. Nu, am presupus, din punctul meu de vedere. Deci din punctul meu de vedere, îmi părea și îmi pare, zic îmi părea, la domeniul trecutului, pentru că nu mai vreau să discut și nu mai vreau să mă gândesc la așa ceva. Îmi părea că e regizat, din punctul meu de vedere. Iar eu mi-am exprimat punctul de vedere online pe YouTube. Perfect? Corect? În alte cuvinte, tipul doar își expune părerea și are dreptul la o părere. Deci toată lumea are dreptul la o părere. Aia a fost părerea mea. Că am exagerat, n-am ce să fac. Până la un anumit punct de vedere. Adică nu am făcut videoclip după videoclip să profit. Am făcut videoclip cu părerile mele. Adică prizele, am făcut videoclip după videoclipul de la știrile Pro TV. Acolo ce au zis ăia de la știrile Pro TV n-a fost nimic inventat de mine. În primele două videoclipuri am vorbit despre casa lui și părerea mea că este regizat. Restul videoclipurilor care le-am făcut, le-am făcut comentând deja la o poveste care este și au comentat alții, adică Pro TV, adică tanti care a trimis pe Facebook acea poză cu copilul sau care a furat bani și etc. Deci gândiți bine ce am zis până acum. Dacă nu ați înțeles, dați înapoi și mai ascultați odată ce am de zis. Înțelegeți? Nu-l contrazic, că n-am... Deci nu-l contrazic ce zic. Argumentând cu minciuni inventate. Inventate. Nu am inventat nimic. Pur și simplu, eu așa am crezut. Deci eu așa am crezut și am zis. Asta e părerea mea. Și dacă eu am o părere, mi-o exprim față de tine, de X și de Y. Practic tot ce a spus el în clipurile lui legat de mine sunt niște aberații inventate și absurde. Inventate și absurde. Din punctul multora de vedere sunt aberante, inventate, absurde, de rahat, de căcat și toate alea. Însă, pe punctul meu de vedere, iar nu am îndemnat pe nimeni. Am zis, bă, uitați-vă la mine sau uitați-vă sau cercetați sau am fost acolo. Am zis, mie mi se pare un act de cinema, da? Cât despre asigurarea aia, n-am fost primul și n-am fost eu ăla care a comentat despre asigurare. A fost altcineva care a comentat și există videoclip înainte de videoclipurile mele care a zis, bă, el este un tip deștept. Are un canal destul de frumos, pune la cale multe lucruri frumoase. Eu nu cred că ar fi atât de tâmpit, scuze că zic asta, zic ceea ce adică reformulez ceea ce a zis acel băiat. Nu cred că ar fi atât de tâmpit încât să nu-și facă asigurare la casă. Iar eu, cum am găsit acel argument, acel text, acele vorbe al lui tipul ăla, am luat și am făcut și eu la mine în videoclip. Înțelegeți? Mi-am exprimat părerea. Cuvinte tipul... Că am dat, nu știu, că am indus lumea în eroare, că nu a înțeles, înseamnă că lumea e tâmpită. Înțelegeți? Dacă cineva nu a înțeles cum trebuie, înseamnă că e tâmpit. Dacă cineva a înțeles cum trebuie, înseamnă că înțelege ce vreau să zic și acum. Doar își expune părerea și are dreptul la o părere, argumentând cu minciuni inventate de el și presupuneri absurde. Nu am făcut argumente cu minciuni, nu am făcut argumente. În fine, nu are rost. Hai să mergem mai departe, să ascultăm încă un lucru care îi dau dreptate. În alte cuvinte, tipul doar își expune părerea și are dreptul la o părere. Mi-am exprimat părerea. Aia a fost părerea mea. Și am exprimat-o în mod public. Am exagerat, probabil am vorbit și urât despre dânsul. Înțelegeți? E ceva normal și oricine ar fi făcut așa și sunt și alții care vorbesc urât și nu sunt singurul care vorbesc urât, nu sunt singurul care a făcut povestea asta, nu sunt eu, bla bla bla. Deci sunt o grămadă de alți zeci care fac această idee. Cam atât am avut de zis. Dacă n-ați înțeles bine, mai uitați-vă o dată pentru că nu știu, sunt lucruri care le-am explicat, poate nu le-am explicat cum trebuie și poate nu m-am explicat pe înțelesul tuturor. Dar, dacă nu ați înțeles ce am vrut să zic, mai uitați-vă o dată. Din nou, nu am făcut hate și nu fac hate. Eu pur și simplu îmi exprim părerea despre ultimul lui videoclip și am venit cu încă niște informații ca să mă apăr. Pentru că foarte mulți fac hate și acum. M-am săturat și vreau să termin toată povestea asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un subscribe, un like, un share, un ce vreți voi și cât de curând o să fac un giveaway cu o cameră de filmat care nu o mai folosesc pentru că mi-a venit cealaltă cameră, adică o să vă arăt mai târziu. Deci o să fac un giveaway în care vreau să dau o cameră de filmat pentru că
Eu înainte cam cu asta mă ocupam, adică nu mă ocupam cu asta, îmi plăcea să dau, să fac videoclipuri de genul ăsta, numai că din păcate nu le făceam pe YouTube, le făceam pe pagina de Facebook. Pe paginile mele de Facebook puteți să găsiți multe, multe, multe videoclipuri în care ofer lucruri oamenilor, lucruri gratis și plătesc chiar și transportul. Puteți verifica pe paginile mele de Facebook. Cam atât, v-am pupat și ne auzim mai târziu sau ne auzim noi într-un nou episod. Bye!